Grilus Farm este alcătuit de din Chichineștii Elisei, Demeter Răzvan, Teodori Chiara, Tof Bianca, Tof Alexandra. De la Colegiul Național Otavian Goga Marghita, Oradea. Profesor coordonator Istoc Nicu. Lider de echipă, Teodori Chiara. Ok? Și eu. Reluăm, vă rog, stai puțin. Putem să dăm timerul din nou de la 3 minute? Ok. 3, 2, 1, start. Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! Numele meu este Teodori Chiara și azi voi reprezenta firma noastră care se numește SC Grilus Farm SRL. Aceasta constă în creșterea greierilor și producerea făinii de greieri, pe care noi o să o numim proteină mai mult. Aceasta va fi înființată la data de 8 martie 2024. Acum o să vă întrebați, de ce proteină din greier? Insectele sunt hrana viitorului, deoarece au durabilitate și eficiență, au impact asupra mediului mai puțin și valoarea nutritivă este foarte mare și creșterea populației va avea nevoie mult mai multă hrană și mai ales hrană cu proteină. Mai departe, dorim să ne dezvoltăm pe piața mondială prin metode inovative care să fie în ajutorul oamenilor și avem ca scop îndrumarea oamenilor spre un mod de viață mult mai sănătos și prietenos cu mediul înconjurător. Investițiile noastre se vor încadra astfel. 7,2% vor merge pentru greier, 17,4% pentru echipamente și 75,4% pentru teren și hale. Dorim extinderea proteinei pe piața europeană, să ne dezvoltăm în francize și colaborarea cu mari companii, astfel vom avea două tipuri de venituri. Estimăm o creștere anuală de 27,4%. Până în 2028, producerea produselor din insecte se vor extinde în întreaga lume. 24,7%. În 2029 se estimează o ușoară scădere datorită varietății mari de produse din insecte apărute. Și 25%. După anul 2029 se estimează o ușoară ridicare înapoi datorită nevoii de hrană. Pe piața mondială, America stagnează în prezent, Africa nu deține multe ferme de acest tip, Europa începe să dezvolte câteva ferme și Asia deține cele mai multe ferme de acest tip, însă își poate asigura doar cererea proprie, fără a exporta în lume. Estimăm că până în anul 2040, populația va ajunge la 10 milioane și necesitatea de hrană va fi mult mai mare, astfel producția noastră va trebui să fie dublată și vom avea mult mai mult investiție. Produsul va fi, vom folosi greieri africani care vor trece prin procesele de colectare, spălare, uscare și mărunțire, astfel se produce pudra. Și aceasta este foarte bogată în proteine, conține între 58 și 65% proteine pe gândac, este foarte bogată în vitamine, minerale și acizi grași. Punctele tari sunt ideea nouă cu perspectivă pe viitor, implicare și devotament, produs care contribuie la... Mulțumim! Aici sunt! Mulțumim! Mai schimbăm locul, mai schimbăm norocul, invii juriu! Mulțumesc! Eu aș vrea să întreb, acești greieri sunt crescuți la noi sau sunt aduși din... Nu, greierii vor fi luați de la o crescătorie din Olanda, Eurocricket. Făina asta există deja, într-o formă sau alta, pe rafturile magazinelor în Europa, nu? Deci, din punct de vedere legislativ, e ok să... Voi ați mâncat ceva făcut din făină de greier? Încă nu, însă am comandat din Italia pudră de greieri. Și ce poți să gătești cu pudră de greier? Păi... De exemplu, pâine, prăjituri, brioșe. Dar voi încă n-ați mâncat? Niciunul dintre voi? Încă nu, încă nu. Dar vom încerca. Cât aveți o estimare, pentru că n-am văzut-o acolo, am văzut niște trenduri pe care le-ați prezentat și cu care sunt de acord, ar putea fi o soluție, s-ar putea să fie o dificultate la nivel de percepție până se ajunge la un nivel de acceptanță și adopție. Zic, da, domnule, mâncăm greie. Dar cât la sută
0,1,000 ceva la sută din piața de făină este astăzi sub forma asta proteică de greier. Știți? Nu, nu e o întrebare capcană, sunt curios. Asta ne indică foarte multe despre potențial. Deci noi vrem să clarificăm un lucru. Proteina asta este mai mult o proteină. Percepția de făină este greșită. Noi nu încercăm să reinventăm făina sau să înlocuim făina. Este de fapt o pudră proteică. Veniți în completare. Da, deci este de fapt o pudră proteică care are proprietăți foarte, foarte nutritive. Este o mult... amesteci cu făina... Da, deci, de exemplu, ca să faci o pâine, tu nu folosești doar pudră proteică de la greier. Să zicem că folosești, să zicem că folosești 5% doar de pudră proteică, astfel este mult mai nutritivă. Ce încercăm noi să schimbăm este, practic, proteina animală. Este o metodă mult mai sustenabilă decât să crești vite, să crești pui. Greierii ocupă mult mai puțin loc și necesită mult mai puțină hrană. Deci este cum am spus și în prezentare, până în anul 2040 aproximativ, populația lumii o să ajungă la 10 miliarde, astfel o să se necesite mult mai multă hrană global. Noi încercăm să fim o firmă de viitor. Ridicați mâna cei dintre voi care ar gusta astăzi un shake proteic cu fructe și făină de greier. Dar n-ați făcut-o până acum. Iată, bravo! Eu sunt curioasă să vă întreb cui a venit această idee și de unde a pornit. Deci, ideea a fost foarte interesant că de puțin timp s-a aflat faptul că în unele, adică nu s-a aflat, se știa de mai demult, doar că acum a început să apară în ziare faptul că făina de greier este în produsele pe care le cumpărăm noi zilnic și chestiile astea și am devenit curioasă și am început să citesc despre ea. Și am descoperit că e foarte sănătoasă și mai multe lucruri și am zis, hai să facem făină de greier. Și a fost de acord cu mine și am reușit să-i conving și a fost și ei de acord. Adică este o idee altfel, nu mai face nimeni așa ceva, mai ales în România. Și ideea este clar inovativă. Există un studiu din care se reflecte că a consuma făină de greier aduce beneficii sănătății? Da, că nu este un studiu fix, doar că făina de greier a fost testată și se știe că, cum am zis în prezentare, un greier conține între 58 și 65% proteină și atunci toate studiile arătau că sunt bogate și în vitamine și în minerale și mai multe lucruri. Și care este bugetul de care aveți nevoie pentru a porni acest 170.000 de euro. Cu asta o să începem, dar o să ne axăm și pe fonduri europene și doar 10% o să fie din fonduri proprii. Ambițios. Felicitări pentru idee. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Da, te rog. Vreau să vă întreb. La 170. De ce o investiție atât de mare, care în sine nu are legătură directă cu obiectul vostru de activitate, de ce nu mergeți pe închirierea unei capacități de producție și vedeți în ce măsură puteți crește și ați putea utiliza acești bani pentru partea de producție, pentru partea de cercetare, pentru partea de promovare, că, repet, o să aveți de dus o luptă serioasă cu partea asta, care ține mai mult de mentalitate și de a accepta faptul că mănânci oarecum făină făcută din insecte. Deci, de ce vreți să cumpărați teren, respectiv să construiți hale, că nu sunteți firmă de construcții? Investiția nu e foarte mare, datorită faptului că 90% din construcția terenului și a halelor e asigurată cu fonduri europene. Deci, investiția... De ce 6.4 investiții în mediul rural. Okay. Sunt măsura 6.4, 90%. Și... Inclusiv pentru startup-uri? Pentru firme noi? Da, dar și pentru startup-uri se... consideră, se poate face. Și partea cealaltă din fonduri o asigură cine? Noi. O puneți voi? Da. Pot, în parte egal. Mai am eu o întrebare. Cât costă un greiere? Cât costă un greiere? Am 1000 de greier, costă 160 de lei. Hmm.
Mulțumim foarte mult!